seara și bine v-am găsit, sunt Ioana Gherghe și vă invit să urmărim împreună știrile GDS. Cadavrul unei tinere de 17 ani a fost găsit în weekend în parcul Nicolae Romanescu. Detalii imediat în jurnal, dar să vedem mai întâi titlurile ediției. Două persoane și-au pierdut viața weekendul trecut pe drumurile din Dolj. Peste 1800 de elevi doljeni susțin de astăzi bacalaureatul de toamnă. Rata șomajului în județul Dolj se apropie de 9%. Cadavrul unei tinere de 17 ani care a dispărut de acasă de 3 săptămâni a fost găsit în weekend în parcul Nicolae Romanescu. Fata lucra la o terasă din parc și pleca în fiecare seară neînsoțită de la serviciu. Deocamdată, anchetatorii nu au stabilit cauza morții Alexandrei Goghez. Cu o fotografie făcută în parcul Romanescu, așa îi întâmpina Alexandra pe prietenii ei de pe Facebook, neștiind că acolo este și locul unde avea să-și găsească sfârșitul la numai 17 ani. Adolescenta a fost găsită fără viață sâmbătă, de un trecător. Fata dispăruse de acasă de aproape 3 săptămâni. Deocamdată nu se cunoaște cauza morții Alexandrei. Fata lucra la terasa Ciobănașul, iar în seara în care a dispărut, pe 28 iulie, nu a mai plecat de la serviciu spre ieșirea principală din parcul Romanescu, ci a luat-o pe o alee spre zona în care se află hipodromul. De obicei, plecați singură de la servici? Da. Și voi plecați mai în gașcă, nu? Da, plecam în gașcă. Plecat singură. De fiecare, nu aștepta nimeni. Nu aștepta nimeni pe cealaltă. N-ați întrebat-o, nu e frică, te duci noaptea în parc, la 11 noapte? Și pe aici, prin pădure, pe unde spui? O să-l dat-o dacă pe aici, prin pădure. Mai ales pe șapte la... Principală. Am înțeles. Și în noaptea în care a dispărut, a luat-o pe aici prin pădure. Da. Deci a fost prima dată. Da, prima dată l-a luat-o. Furioase că o asemenea tragedie s-a întâmplat chiar în familia lor, rudele tinerei fac apel la anchetatori să-și facă datoria. Destul de supărați. Vă credeți, noi vă înțelegem. Anchetatorii să-și facă datoria și și-o face așa cum trebuie. Nu este nici primul caz, nici ultimul. Copii după buletin. Noi nu vă întrebăm cu răutate. Știm, dar nu vrem. Știm. Este toată țara asta. S-au tras numai semnale. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al județului Dolj nu au oferit mai multe amănunte despre acest caz, doar au confirmat descoperirea macabră și au explicat că ancheta privind moartea suspectă a persoanei decedate a fost preluată de un procuror al parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj. Medicii legiști urmează să stabilească exact cauza decesului tinerei în urma efectuării necropsiei. Surse din rândul anchetatorilor au explicat că stabilirea cauzei morții va fi o misiune destul de dificilă pentru medicii legiști, mai ales că trupul tinerei a fost și devorat de câini. Alexandra era o fată cu minte și muncitoare, spun rudele și vecinii din comuna Goiești, un copil care nu a supărat niciodată pe nimeni, așa că sătenii nu înțeleg cum de s-a putut întâmpla o astfel de nenorocire. La școală, Alexandra era printre cei mai buni elevi din clasă. Întreaga comună Goiești este șocată de moartea violentă a Alexandrei. Unora nici acum nu le vine să creadă că adolescenta nu se va mai întoarce niciodată acasă. Era o fată cu minte, era la școală la Craiova, era la economic. Dispăruse de acasă de câteva săptămâni. Ce ziceau părinții? Au spus să... Vai de capul lor. Nu mai mâncau, nu mai știau de nimic. Nu mai știau. Vă gândiți așa să... Chiar așa, dintr-o dată. Dar cum era aia? Era un copil cu minte? Mama e dispărut de acasă? Nu, n-a dispărut, nu. S-a dus la școală, era trecusă clasa 11 și ea și s-a dus asta și ea să lucreze două zile pe săptămână. Taică s-o mi-a spus, îmi par la Ciobănaș. Ce ziceau părinții în perioada asta? Sperau să o găsească? Ei ziceau că totuși o găsă, o vie. Ziceau că o veni, o veni. Ați primit o veste însă? Ce zic oamenii? A fost primită ca un trăsnet, ca un fulger, nu știu ce să vă zic. Deci toată comunitatea este traumatizată, toată lumea acest subiect îl discută. Este groaznic de crezut, că noi am tot crezut că se va... O vor găsi, da. Conducerea colegiului Gheorghe Chițu din Craiova spune că Alexandra era una dintre elevele silitoare ale clasei în care învăța. Un elev bun. Fără absențe, fără probleme, fără... S-a știut vreodată că aveau vreo problemă, a lipsit vreodată de acasă? N-am auzit niciodată. Un copil foarte cu minte, un copil... Un copil normal, un elev bun spre foarte bun,
punct. De 7 ani nu a mai avut loc o asemenea tragedie în care să fie implicat un locuitor din Goiești. În anul 2008, un băiat de 14 ani a murit chiar de ziua lui într-un accident rutier. Despre acest caz șocant puteți citi un material în ediția de mâine a Gazetei de Sud. Acum a venit în studioul știrilor colegul nostru, Aldezir Marin, care ne va oferi câteva detalii. Bună seara, Aldezir! Bună seara! Spune-ne mai multe despre această tragedie, te rog frumos. Este vorba de o adolescentă de 17 ani, din Goiești, elevă în Craiova, care a fost găsită decedată sâmbătă în jurul prânzului în parcul Nicolae Romanescu, într-o zonă cu vegetație mai deasă. Din primele cercetări ale anchetatorilor s-a stabilit că moartea a survenit în urmă cu aproximativ peste două săptămâni, ceea ce coincide cu data când a fost data dispărută. Adolescenta a fost dispărută de familie pe 28 iulie, a plecat de la serviciu, atunci a fost văzută ultima oară în viață, iar pe 31 iulie a fost data dispărută. Dar mai multe amănunte și ce spun autoritățile și familia și rudele, citiți bine în Gazeta de Sud. Mulțumim frumos pentru aceste informații. Noi ne întoarcem la știri. Două persoane și-au pierdut viața weekendul trecut pe drumurile din Dolj. Este vorba de un pieton de numai 15 ani care a fost izbit de o mașină pe trecerea de pietoni și de un șofer de 44 de ani ce s-a răsturnat cu autoturismul pe câmp. Primul accident mortal a fost înregistrat vineri seara pe drumul național 6, în apropierea localității Șalnița. Alin Diaconu, de 27 de ani din Filiaș, în timp ce conducea un autoturism Opel Vectra dinspre Craiova către Filiaș, nu a acordat prioritate de trecere și a lovit un băiat de 15 ani din Șalnița, care traversa drumul pe trecerea de pietoni. În urma impactului, băiatul a murit pe loc. Șoferul Opelului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, iar pe numele său a fost întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de ucidere din culpă. Al doilea accident a avut loc sâmbătă, în jurul orei 16, pe drumul județean 552, Cetate Craiova, în apropierea comunei Unirea. Polițiștii de la rutier au stabilit că Marian Colici, în vârstă de 44 de ani din comuna Cetate, în timp ce conducea un autoturism Audi, a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat pe câmp. În urma accidentului, șoferul de 44 de ani și-a pierdut viața, iar pasagerul de pe locul dreapta față al mașinii, un tânăr de 15 ani din Cetate, a fost rănit ușor. Oamenii legii au stabilit că accidentul s-a produs din cauza vitezei excesive cu care circula șoferul autoturismului Audi. Acest accident mortal a avut loc iar în timp ce oamenii legii acționau pe drumurile din județul Dolj pentru prevenirea accidentelor cauzate de nerespectarea regimului legal de viteză. În urma acțiunii, polițiștii au amendat 69 de șoferi care au apăsat prea tare pedala de accelerație și au suspendat 5 permise de conducere. Un șofer craiovean s-a grăbit atât de mult încât a atins 141 de km la oră pe o porțiune de drum unde viteza maximă admisă era la jumătate. S-a întâmplat ieri pe DN6 chiar în timpul unei acțiuni a poliției rutiere pentru combaterea accidentelor cauzate de viteza excesivă. Șoferul grăbit în vârstă de 34 de ani s-a ales cu amendă și va fi pieton timp de 3 luni pentru că i-a fost suspendat permisul de conducere. Acțiunea oamenilor legii s-a desfășurat atât pe DN6 cât și pe DN65. Au fost aplicate 34 de sancțiuni contravenționale, 26 pentru viteze neregulamentară, în valoare de peste 9.000 de lei. 4 șoferi au rămas fără permisele de conducere. Peste 1.800 de elevi doljeni susțin de astăzi bacalaureatul de toamnă. Cea de-a doua sesiune a debutat cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Probele scrise vor începe pe 24 august, iar rezultatele se vor afișa pe 4 septembrie. Emoții mari pentru cei 1.831 de elevi care au intrat de astăzi în focurile examenelor. Sunt elevii care și nu candidați care în seriile anterioare nu au promovat, candidați care au susținut situația de corigențe la începutul lunii august și s-au înscris pe 7 august pentru sesiunea a doua și atât că avem 1.800 de candidați. Mulți dintre ei au cerut recunoașterea celorlalte probe, în special probe de competențe de comunicare și digitale. Candidați care au susținut cel puțin o sesiune și au susținut aceste probe de competențe și au cerut echivalarea disciplinelor promovate, deci cu medii peste 5, urmând să susțină această sesiune doar la una dintre disciplinele pe care ei au picat-o sau și-au ales-o pentru a-și mări media. Evaluările competențelor lingvistice și digitale vor avea loc toată săptămâna. Pe 24 septembrie vor începe probele scrise, iar primul va fi examenul la limba și literatura română.
Am stabilit 8 centre de competențe, sunt 4 în județ și 4 în municipiul Craiova și 5 centre de examen, toate în municipiul Craiova. Le-am anunțat pe site-ul inspectoratului, am anunțat toate unitățile de învățământ să afișeze la vizier și să transmită, oricum copiii știu de la înscriere unde vor susține probele de competențe și probele scrise. Și la fel se vor corecta în alte localități? Am fixat un centru de evaluare la Colegiul Național Carol I în Craiova și categoric se vor evalua în alte județe. Rezultatele finale ale sesiunii de toamnă a bacalaureatului vor fi afișate pe 4 septembrie. Plănuiau să ajungă în vestul Europei și din Bulgaria au traversat Dunărea cu o embarcațiune de mici dimensiuni. Vorbim despre 4 cetățeni irachieni cu vârste cuprinse între 12 și 34 de ani. Aceștia au reușit să treacă fluviul, au ajuns la Desa, numai că aici au dat nas în nas cu polițiștii care tocmai desfășurau o acțiune de combatere a migrației ilegale. S-a întâmplat ieri dimineață în jurul orei 10:30. Cât privește persoane care i-a adus cu barca în România, migranții susțin că nu o cunosc, dar că i-au plătit fiecare câte 200 de euro. Cei 4 irachieni au fost predați poliției de frontieră bulgare, iar acum sunt cercetați pentru infracțiunea de trecere frauduloasă a graniței. Conducerea Spitalului CF Craiova caută soluții pentru a ține unitatea medicală pe linia de plutire. Bani de la stat nu au mai venit de ani de zile sau au fost mult prea puțini. Pe de altă parte, spitalul nu a putut accesa nici fonduri europene pentru că are datorii, dar încearcă să facă acest lucru prin intermediul Ministerului Transporturilor. Managerul Gabriel Mogoș a declarat că va discuta și cu reprezentanții primăriei în vederea obținerii unui sprijin. Plimbat între Ministerul Sănătății și cel al transporturilor, Spitalul Căi Ferate Craiova a rămas fără finanțare. Aparatura este foarte veche și trebuie schimbată. Problema care a intervenit la noi este perioada dificilă prin care noi am trecut în ultimii 3 ani prin mutarea noastră de la un minister la altul și faptul că noi nu am primit niciun fel de finanțare. Deci niciun leu? Nu, am primit anul ăsta și este un mare succes pentru noi, 1 miliard de lei vechi, care am încercat să investim și am schimbat în spălătorie o mașină antică și de demult și am încercat să mai îmbunătățim partea de aparatură. În aceste condiții, conducerea spitalului a încercat să facă investiții prin accesarea de fonduri europene. Din păcate, atâta timp cât noi înregistrăm datorii, nu putem pentru că unul din criteriile de eligibilitate trebuie să demonstrez cu un certificat fiscal că nu ai datorii, că este pe zero. Încercăm și am ridicat această problemă la minister și încercăm să găsim o soluție printr-un protocol încheiat între minister, deci practic aceste proiecte, da, a fost o propunere ca aceste proiecte să se desfășoare prin minister dacă acest lucru este... Cum se întâmplă la spitalul numărul 1 prin Consiliul Județean. Da. Managerul spune că va discuta cu reprezentanții primăriei Craiova despre posibilitatea preluării spitalului de autoritatea locală. De exemplu, Clujul, deși nu le-au preluat autoritățile locale, au putut și au găsit un cadru legal să investească sub o anumită formă, fie să le plătească utilitățile, fie să sponsorizeze cu aparatură spitalul CFR din Cluj. Până la urmă, pentru noi orice ajutor este binevenit. Colectivul Spitalului Căi Ferate Craiova este același. Medici foarte bine pregătiți, care acum mai mulți ani făceau intervenții chirurgicale complexe și erau căutați de pacienți din întreaga Oltenie. Aparatura foarte veche îi împiedică însă acum să realizeze astfel de operații. Rata șomajului în Dolj a ajuns la sfârșitul lunii iulie la 8,87%. Cel mai greu se găsește un loc de muncă în mediul rural, mai ales dacă ai între 40 și 50 de ani. Din totalul șomerilor din județul nostru, cei mai mulți nu au studii sau doar un nivel primar de instruire. Conform statisticilor AJFM Dolj, la sfârșitul lunii iulie erau 25.797 de șomeri, dintre aceștia 10.429 femei. Cei mai mulți provin din muncă și doar 177 din rândul absolvenților. 80% dintre șomeri provin din mediul rural și nu au studii sau au urmat cursurile școlii primare sau gimnaziale. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă cu nivel de instruire liceal sau post-liceal sunt în proporție de 14,9%, iar cei cu studii universitare au o pondere de 2,8%. Cei mai mulți șomeri au între 40 și 49 de ani, urmați de segmentul de vârstă 30-39 de ani. Doljenii care întâmpină cele mai puține probleme cu găsirea unui loc de muncă au între 25 și 29 de ani.
Ziua Comunei Cârcea a fost sărbătorită cu joc, cântec și voie bună în acest weekend. Pe lângă spectacolul susținut de interpreți cunoscuți de muzică populară, precum Ionuț Dolănescu sau Neta Soare, au fost organizate mai multe competiții pentru localnici. Aceștia s-au întrecut în concursuri de atletism, ciclism sau șah, iar cei mai buni au fost premiați. Ziua Comunei Cârcea este sărbătorită în fiecare an de Sfânta Maria Mare. Manifestările culturale, artistice și sportive au ajuns sâmbătă la cea de-a 15-a ediție. Sunt foarte mulți ani în spate, am colaborat întotdeauna cu cetățenii din localitate. Acest lucru, Ziua Comunei, am stabilit-o împreună cu Consiliul Local, printr-o hotărâre a Consiliului Local, și toate activitățile care se desfășoară sunt aprobate și finanțate de către Consiliul Local. E muzică, e voie bună, e distracție, oamenii trebuie să-și lase grijile acasă, să simtă bine, pentru că e o zi specială. Pe lângă sărbătoarea Sfintei Maria vine și Ziua Comunei și trebuie să ne simțim cât mai bine, cât mai plăcut. Manifestările au debutat cu slujba ținută la biserică pentru adormirea Maicii Domnului. Mutatu-te-i la viață, fiind Maica vieții, și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Sărbătoarea a continuat apoi cu mai multe întreceri sportive. Au participat în special copiii care au demonstrat că sunt foarte buni alergători, știu să meargă bine pe bicicletă și nu în ultimul rând să joace șah. Concurenții cu cele mai bune rezultate au fost premiați. Ai participat la competiția de atletism, ai câștigat locul 2. Locul 2, da. A fost greu? Nu foarte ușor, dar foarte ut terenul. La ce categorie de vârstă ai participat? 13-14. 12-13 ani. A fost greu? Așa. Ai câștigat locul 1, ai avut un secret. Care a fost? Am dat încet la început, iar la sfârșit am dat tare. Ai mai alergat, ai mai participat la astfel de concursuri până acum? Da. Anul trecut am luat locul 2 tot așa la atletism, tot aici. Și pentru că localnicii din Cârcea știu să sărbătorească așa cum trebuie, nu a lipsit nici spectacolul de muzică populară, susținut de interpreții cunoscuți precum Ionuț Dolănescu, Mariana Căpitănescu sau Neta Soare. Zilele Comunei s-au încheiat cu un superb foc de artificii. Peste 80 de tineri din întreaga lume vor participa săptămâna aceasta la o conferință internațională organizată de ASE Craiova. În cadrul International Train the Trainers vor avea loc sesiuni care îi vor pregăti pe aceștia să devină trainer de succes. Un accent important se va pune pe dezvoltarea abilităților de a vorbi în public. Conferința International Train the Trainers este destinată membrilor ASEC și vor participa tineri din 22 de țări, precum Polonia, Turcia, Belgia, Taiwan, Camerun sau Pakistan. Este una dintre cele mai importante conferințe organizate în fiecare an de ASEC, având rolul de a educa tinerii studenți pentru a deveni traineri, dar și de a-și dezvolta abilitățile de public speaking, pentru a putea vorbi cu mai multă ușurință în fața unui public numeros. În acest sens, pe parcursul a 4 zile de activități, tinerii au acces la workshop-uri pe diverse tematici din sfera public speaking-ului, prezentate prin diferite evenimente, discursuri motivaționale sau sesiuni de pregătire. Evenimentul are și un important rol de a conecta tinerii studenți din întreaga lume. Trainingurile vor fi facilitate de specialiști cu experiență în acest domeniu, a declarat Mihaela Moraru, coordonatorul conferinței International Train the Trainers. Evenimentul va avea loc în perioada 20-23 august la Băile Herculane. Vă prezentăm în continuare informațiile meteorologice. Cerul Olteniei va fi acoperit de nori în timpul nopții și local se vor semnala ploi și chiar furtuni cu descărcări electrice. Mercurul din termometre va indica 15 grade Celsius la Târgu Jiu, 16 la Craiova și Slatina, 17 la Râmnicu, Vâlcea și Caracal și 19 la Drobeta, Turnu Severin. Mâine vremea rămâne instabilă și se vor înregistra 28 de grade Celsius la Târgu Jiu, 29 la Craiova și Drăgășani și 30 la Cetate și Caracal. Cel mai cald va fi la Calafat și Corabia, unde vom avea 31 de grade Celsius. Jurnalul se încheie aici, sunt Ioana Laghelghe, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc să aveți parte de o seară frumoasă în continuare. Pe mâine!